Eu am un regim, ăsta e secret acum, dar în sfârșit să-mi spun și secretele. Când cineva e foarte gras și vrea să slăbească, și să slăbească masiv așa, și am oameni care au venit cu 130, 140, 150 de kg și am dus la 70. Luni, miercuri, vineri, numai supă. 3 litri de supă, nimic altceva. Și după o lună se obișnuiește perfect organismul. Ce azi post, azi supă, azi mâncare obișnuită. Supa preparată, clasic. Cât mai vegetală, cât mai gustoasă, dar să aibă jumate apă. Că dacă pai o cremă din aia de supă, după ce mănânci, te faci consistentă dublu. Consistentă să fie. Da, da. Deci să fie jumate apă. Și atunci te scoli dimineața, îți bei supa, ai 2 litri de supă, îți bei apa, te-ai săturat, pleci sătul că ai băut supa, știi, bă? După o oră, două, te cheamă că iese afară apa, mai bagi al doilea rând și în ziua aia slăbești minim un kil sau jumătate de kil. Într-o zi de post negru se scade în grame și zeci de grame. Se scad zeci de grame. Păi dacă eu bag mâncare și rămân la aceeași greutate, dacă nu o bag, nu trebuie să scadă greutatea? Nu-i logic? E logic. Urmăream un documentar. Deci eu mănânc normal și mănânc aceeași chestie și aceeași greutate, aceeași greutate în această seară. O zi nu mănânc nimic. Nu e evident că am slăbit? N-am scos? E bine, și atunci dacă poți să faci luni, dacă nu poți, e o zi pe săptămână. O zi pe săptămână supă. Și dai mai puțin de el. Dacă vrei, eu am făcut o chestie de aia, m-ați provocat. Având niște probleme mai interesante, am găsit-o ca, dom'le, hai miercurea, am ales o miercurea, mișc o săptămână, nu beau decât apă. Câteva săptămâni simțeam, dom'le, după o perioadă, organismul a învățat. Ba din contra, era ziua cu cea mai multă energie a mea.